Cred că toată lumea a jucat acest joculeț, dar am zis hai să fac și eu acum un episod pentru că sunt terminat cu măseaua, am fost la dentist și credeți-mă, este ora 6 seara, voi o să vedeți clipul ăsta în jur de 7 și eu n-am reușit să înregistrez nimic până la ora asta pentru că eram cu măseaua și am tras niște dureri acum groaznice pe seara, dar văd că mi-a mai revenit puțin, mă mai doare, dar pot vorbi, așa că o să fac un efort să fac acest episod, așa că dacă mai vorbesc ca cealaltă bălură, înțelegeți că mă doare foarte rău. Ok, vreau să apăsați butonul de like pentru cei care au jucat acest joculeț. Am să vă arăt despre ce este vorba. Tu ești la calculatorul, bam, 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 te joci online, offline, îți faci treaba și deodată sistem error. Ma. Și atunci, ce-ți vine ție în calitate de om normal să-i faci? Păi, în primul rând, în mod normal, ai putea să-l repari, da? Dar noi nu o să facem treaba asta și o să îi dăm așa un pumn. Și să vedem dacă își revine. Hai. Bam. Și a sărit un butonaș. Mouse-ul. Ia uite-l. Bă, da, ține monitorul ăsta. Uitați-vă și voi că îi spun, îi dăm ea. Bam, și ăstuia. Ia uitați că, de fapt, monitorul n-are nicio vină. Hai să luăm logic. Se pare că unitatea asta nu mai vrea să mai funcționeze. Treci. Opa. Hai să vedem. Și uitați că ușor, ușor își revine. Hopa, s-a făcut ecranul mov, deci înseamnă că nu este ceva bine. Atunci haide să îi mai dăm niște bucăți așa în el. Și tastatura asta, ia-mă, opa. Am rămas fără tastatură, da? Îmi dai tu mie blue screen, atunci ia de aici. A, uite că și-a revenit cât de cât. Așa, hai să-i dăm acum să-l facem praf. Gata, băieți, PC-ul e praf. Acum hai să-i dăm în monitor. Dă-i și în ăsta, dă-i și în ăsta, dă-i, 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 dă-i. Dă-i că merită. Ăsta nu mai merge, a mai rămas mouse-ul. Și băieți, se pare că acest PC este cu totul aranjat pe viață, deci... Merge foarte bine, o să beau un par de apă în cinstea lui. Dar îl putem repara. Ok, aceeași eroare, da? Am să încerc, nu știu, să dacă îi distrug eu. Dar de ce nu vrei să se repare? Hai că îi mai dau așa câteva bucăți în tastatură. Poate își revine și în mouse. Nea. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Dar oare nu pot să îi dau altceva? Nu. Uite, din nou am rămas cu acest intro. Ok. Și când vrei să salvezi? Bă, da, fix atunci, mă. Ok. Nu, scuză-mă, monitorule. Acum am să dau doar în unitatea asta ordinară și de 2 lei care mi-a adus viața unde îmi trebuie. Bă, uite că săracul de lângă mai merge. Dă-i așa, dă-i că merită. Uitați, acum putem spune că are cea mai bună elisire, deci ăsta se elisește super tare, e genial, genial. Și gata, am scăpat de problemă. Să zicem că strică mouse-ul. Cum reparăm un mouse? Îi dai o bucată, i-o dai și pe a doua și vezi că nu merge și te pui cu picioare pe el. Sunt nebun. Nu știu, sunt așa puțin rău de la durerea asta cu măselele și așa. Uite, o să-i dau să facă imaginea în toate culorile. Ah, ok. Revinoți, 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 vino, vinoți, hai. Hai toată lumea în comentarii acum, fix PC. Deci vreau să scrie în comentarii cine a jucat acest joculeț. Băi, e un joculeț gratuit, dar am zis să fac așa un episod cu el. Știu că nu e prea bun. Wow, combo! Am reușit să sparg tastatura cu monitorul. Mamă, ce bun sunt. Am mai găsit o soluție cum să-l repari. După cum vedeți, avem aici desktop-ul meu și am să vă spun cum se repară. Este un alt joculeț din copilărie. Avem aici una bucată ciocan. Ok, și uite, poți dai așa. Dai așa de nebun, nu se întâmplă nimic. Deci pe cuvântul meu, dacă se întâmplă ceva. Uite, o să sparg tot ecranul ăsta. O să-i dau cu ciocanelul. O să-i dau cu ciocanelul până se sparge. Ia uite. Ok, după ciocanel avem drujba. Ok, hai să tăiem aici. Tăi. Ia uite. Ia uite-l, ia uite-l. Tăia așa un pătrat. Perfect. După asta avem mitralieră.
Mamă, ia uite și tu ce-i dau. La ecran. Deci o să rup pe ecranul. Uite, FIFA 20. Asta e cea mai mare mizerie, să nu mai văd aici. Ok, gata. Avem aici un desta de foc. După cum vedeți, o să-i dau foc la tot ecranul. Dar de asemenea poți să stingi cu apă. Și uite. Vezi, să speli, să faci totul curat cum a fost. Dar mai avem ăsta de-l pătează, îl colorează. Ia uitați-vă și voi. Ia uite, bam, 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 bam. După avem laser extraterestru, băieți. Avem un laser care îl poate topi. Avem ștampilă. Secret, close. Aha. Ia uite ce mișto e. Deci ecranul meu acum s-a transformat. Acesta este ecranul meu personal. Termite. Hai să punem niște termite. Vreau să umplu ecranul ăsta de termite. Dar cel mai bine ar fi să-l spăl eu. Uite, uite, o să-l spăl eu. Dar dacă dai foc la termitele astea. A, ia uite-le mă că le-am omorât. Hai mai bine să omorâm toate termitele. Bă, ceva aici a luat foc. Nu, stai puțin că le omor. Voi mâncați mie din ecran, măi, termitelor. Dacă mai vedeți vreo termită, să-mi spuneți. Ia uite-o, mă. Bă, acum putem spăla foarte frumos. Uite așa. Uite alta. Aha! E bine că le auzi totuși. Hai să spălăm aici ecranul bine de tot. Mie așa îmi place să las totul curat. Pentru că vreau să facem un experiment mai bizar așa. Ok. Țaca paca, țaca paca. Bă, e bine că mi-am adus aminte de aceste joculețe din copilărie care, după părerea mea, erau mișto când te plictiseai. Aha, ce bune erau, că n-aveam internet. Ce să faci altceva? N-aveam cum sunteți voi acum. Să am internet, să chestii de-astea, știi? Era cu totul altceva. Era mai greu pe vremea mea. Ok, hai că am spălat bine pe aici. Mai avem foarte puțin. O spălăm și pe tanti. Și vreau să facem un experiment mai ciudat. Vreau să spăl totul bine pe aici. Să nu se mai vadă că un nenorocit a pus mâna pe aici, că eu sunt nebun. Îmi place aici cel mai mult treaba aia. Nu știu, unealta mea preferată este cea cu termitele. Vreau să țin și voi. Hai să punem de aici să umplem ecranul de termite. Tot termite, tot termite, tot termite, 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 termite. Vreau să umplu ecranul de termite, băieți. Uite-le cum le pun toate așa. Deci sunt tare curios dacă astea reușesc să mănânce tot ecranul. Adică, bă, până la urma urmei n-ar fi un lucru greu. Că-s termite până la urma urmei, știi? Ia uite-le, mă. Bă, am umplut ecranul de termite. Vă rog frumos să mi le omorâți, să n-apăsați cu mâna pe ele. Apăsați cu mâna pe like, în schimb, pentru că așa ar fi frumos din partea unor abonați adevărat să apase și butonul de like, pentru că mă doare măseaua. Ok. Hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Sunt tare gros cum o să dorm eu la noapte, dar mă rog. Uite încă una pe aici. Bă, ce e aici? Și după care le omorâm pe toate. Hai să vedem. Omorâți termitele pe toate să le omorâm, măi. Hai cu trăsioara până în deala mărioara, calul merge la pas și apoi face popas. Ia uite-le. Gata. Acum, asigur că da, avem una bucată mitralieră și... Bă, dar așa... Nu se sperie, mă. Ia stai să mai pun eu niște termite. Termitele e viața mea. Termitele e viața. Uitați-vă și voi ce mi-au mâncat din ecran. Deci termitele ăștia nu te înțelegi foarte curat. Ia că le dau foc.
Se dau, dau foc de aici. Să se extindă pe tot ecranul. Dar nu se extinde focul. Ia uite, așa fac. Boi, da. E nebunie curată. Deci mi-am amintesc joculețul ăsta, îl jucam. Bine, din păcate eu nu pot să-mi dau foc la web, știi? Ar fost mișto să pot să-mi dau foc la web, da. Așa v-ați fi bucurat voi că am luat foc. Ia, o să omor cu culoarea termitele. Da, bă, ia uite. Deci, aparent, termitele... Ia nebună că te tai în două. Ce mișto e cu dușba asta. Ar fost mișto să fi căzut ecranul în poală, știi? Ok. Fără termită? Ia uite-o, bam, am luat-o. Hai să vedem dacă mai sunt termite pe aici. Păleam că am omorât pe toate. Și punem ștampile, băieți, pentru că ștampila reprezintă veselie. Băieți, cam atât cu acest episod. Na, a fost un episod așa mai pentru amintiri. Mă doare foarte rău mătăia și trebuie să-l închid. Nu m-am gândit la altceva. Vreau să apăsați și voi butonul de like dacă mai doriți să mai facem episoade spontane cu diferite chestii pe care le jucam noi în copilărie. Asta a fost tot, băieți. Eu sunt Bercea Măselatu și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa!